Dar toată această poveste de succes a fost construită imaginar de niște funcționari, fie ei din serviciile secrete, fie ei din diplomație, și nu mă refer numai la cea românească, care au raportat în veselie despre mega succesele Republicii Moldova și direct sau indirect au contribuit la construcția acestui regim criminal de la Chișinău. Este foarte greu astăzi să o dai înapoi. Este o problemă pentru carieră, este o problemă pentru imaginea personală, dar mai sunt și niște imagini la Chișinău fizice. Cel mai ușor sau cel mai simplu au procedat diplomații europeni. Ei pur și simplu s-au retras din această poveste de succes. Și dacă asta s-o întrebat cineva la Bruxelles ce se întâmplă în Republica Moldova, o să fie opozitul la ceea ce se numea o love story, care era absolut irațională, pasională, acum câțiva ani în urmă, care nu se baza pe nimic rațional, astăzi s-a dus pendulul în cealaltă parte și a devenit o situație de ură și de contestare totală a Republicii Moldova și iarăși este absolut irațională și absolut pasională.